cum. Bazinul de înot Vega se va redeschide în sfârșit. Da, ați auzit bine, însă nu săptămâna aceasta, cum a fost anunțat inițial. Sportivii mai au de așteptat până săptămâna viitoare. Însă, din ce motiv a avut loc această decalare? Lucrările sunt finalizate în mare parte. Mai trebuie curățenia de rigoare, de înlăturarea molozului și materialelor rezultate în urma curățeniei. Bazinul este plin cu apă, deci apa este condiționată la o temperatură de 37 de grade. Acum urmează să luăm probe în vederea îndeplinirii calității apei pentru a putea fi bazinul a putea fi folosit de către sportivi. Directorul Clubului Sportiv Municipal Ploiești ne-a asigurat că începând de săptămâna următoare, sportivii își vor putea relua activitatea la bazin. În săptămâna următoare o să solicităm din nou o inspecție din partea Direcției de Sănătate Publică în vederea inaugurării oficiale a bazinului pentru public și sportivii de performanță. Acesta a ținut să le transmită un mesaj tuturor celor care obișnuiau să se antreneze în cadrul bazinului de înot Vega. Cu scuzele de rigoare față de practicanții sportului și de ceilalți cetățeni ai Ploieștiului pentru întârziere. Dar sper ca lucrurile de acum să meargă normal și toți copiii să beneficieze de condiții optime. Baza sportivă a fost închisă în decembrie 2016 după ce au fost constatate unele probleme la tavanul afectat de umiditatea din interior și din care se desprindea o bucăți de tencuială. În urma controlelor efectuate de către Sanepid, la bazinul Vega au fost depistate și alte probleme la instalațiile sanitare, între timp fiind efectuate o serie de reparații.